Bună seara telespectatorilor M9, Ramona Vintilă sunt. Am revenit în studio, mă bucur că sunteți alături de noi și mă bucur că l-am pe domnul Radu Pescar, consilier local. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mulțumesc că ați acceptat invitația, că ați revenit și sunteți cu noi. Salut, Mânav. Vă mulțumesc pentru invitație și bună seara. Războiul prețurilor, economia, că de fapt ne afectează pe toți, dar asta avem și tema de astăzi cu economia și cu războiul. Economia a luat o razna, ce facem? Ce se întâmplă acum cu prețurile? E logic? Era de așteptat? Ce putem face? Păi sigur că era de așteptat ca într-un conflict militar să fie repercursiuni economice. Este și normal. În general, conflictele militare de-a lungul timpului au apărut în momente de criză economică și au rezolvat criza. O stricat casa ca să-ți faci casa la loc. E, acum, nu știu dacă chiar era stricată casa, dar ambiția lui Putin s-ar putea ca după ce să termină această operațiune, cum îi zice el, noi zicem război de-a binelea cu oameni, cu mulți oameni morți, să fie un reveniment economic, cel puțin zonal. Eu am mai spus la emisiunile dumneavoastră și la Florin Dobrater că România va avea o șansă cu acest război, dacă acest război se termină în parametrii favorabili nouă. Adică ce înseamnă parametrii favorabili nouă? Să nu ajungă pe teritoriul nostru. Probabilitatea să ajungă pe teritoriul nostru este destul, dar e foarte, foarte redusă. Și după cum evoluează conflictul, eu am prognozat că, la fiecare emisiune, cred că am prognozat că negocierile vor fi din ce în ce mai avansate, pentru că Putin va încerca să pozeze într-o poziție de câștigător al războiului și atunci el singur se va lăuda că a obținut ce a vrut. El nu o să obțină ce a vrut, fără discuție că nu o să obțină, redesenarea granițelor pe care el le-a dorit nu o să obțină, dar o să obțină ceva. Și acel ceva el o să-l clameze și o să-l arate poporului lui ca o mare realizare a dictatorului Putin, care el se dorește a fi, să zicem. Bun, acum ce consider eu că ar fi de observat cu privire la oportunitățile economice și la situația prezentă. Sigur că în prezent avem o problemă destul de mare din punct de vedere al desfășurării pașnice a activităților economice, cum sunt turism, traversarea granițelor, export, materii prime, energie. Sunt tot felul de resetări ale sistemelor de aprovizionare energetice, care trebuia făcute de mult. E foarte bine că trebuie făcute în forță. Nu înțeleg de ce nu le fac pe alea care trebuie. Tot încercăm să aducem butelii cu gaz lichefiat din America. Noi trebuie să aducem gaz din cel mai mare depozit de gaz aproape de noi, din Azerbaijan, din Iran, din Irak. Știu că America nu e foarte mulțumită și foarte fericită, dar trebuie să ne înțeleagă că trebuie și noi să avem gaz. Bun, pe de altă parte, România are gaz. România are și are gaz care ar putea fi exploatat, care nu este exploatat și ar putea fi exploatat. Cum e gazul din Marea Neagră, sunt multe depozite care, de gaz care sunt, nu sunt date în exploatare. Sunt depozite de presiune redusă care nu sunt interconectate pentru a fi a face efortul economiei la partea energetică, a contribui la partea energetică, la consumul României de gaz. Pe de altă parte, haideți să revenim la ce am zis probabil acum o jumătate de an. Noi nu trebuie să renunțăm la combustibilii fosili de gen lemn de foc și cărbune. Și cărbune, exact. Toată chestia asta, acum sigur că nu sunt foarte popular în ceea ce spun, dar toată chestia asta cu energia verde și cu să dărâmă planeta pe noi și toată este făcută în interesul celor care produc dispozitive de a ne asigura energie verde, care scumpe,
foarte scumpe și nerentabile. Și fără discuție că energia verde, ca să păstreze parametrii din rețeaua națională de energie, este foarte, foarte dificil. Pentru că soarele nu este constant, vântul nu este constant. Să zicem că nu se poate implementa pe termen scurt. Și e nevoie de... gata implementată, dar eu știu din interior, să zic, din sistemul energetic, că foarte multe din aceste instalații sunt, de fapt, alimentate ca să pretindă că produce energie verde. Și, de fapt, noi ce facem? Noi plătim aceste bonuri verzi de susținere a energiei verde, care, de fapt, ne face energia verde la un preț extraordinar de mare. Ea se produce cu un preț extraordinar de mare și este părerea mea la ora asta, dispozitivele actuale, sunt nerentabile. Dar pentru cine sunt rentabile? Pentru cine le produc și le vând. Și dacă faci un program european și finanțezi țara care produce, cine produce dispozitive de făcut energie verde, să zicem, elicile alea și sticlele alea? Le produce Germania în China. Deci Germania și-a exportat toată producția. Ei sunt proprietari intelectuali al produsului, ei au beneficiu maxim, au redus taxele vamale care erau pe vremea când nu eram, pe vremea când eu făceam importul din China, când nu eram în Uniunea Europeană, erau pe partea de electronice și de genul ăsta, erau cam 72%. Ei, acum e sub 2% și la energie verde este și mai puțin. Ei, Germania face bani. Și atunci trebuie să cântăm toți. Da, la noi cum merg treburile, da? Implementăm, bun, trebuie să trecem pe verde. Trecem, bun. Dar nu mai credeți, trebuie să trecem pe nu verde. Nu credeți că s-o doar o să se implementeze doar în zone vizibile și satele, comunele o să rămână iarăși ultimele și o să nu trebuiască să folosească. Problema deci nu să acceseze bani prin noi. Noi trebuie să consumăm aceste produse care fac folos unei economii, altele decât economia noastră. Și atunci le importăm, le implementăm, dar acest război ne-a salvat de această poveste care... Da, că Uniunea Europeană a dat undă verde pentru cărbune. Glasgow a fost da. Implementată strategia pentru... pentru energie verde și ne spune acolo că inclusiv energia atomică care este absurd. E, acum au renunțat. Acum dă drumul înapoi la cărbune, dă drumul noi, trebuie să dăm înapoi drumul la lemn de foc și să nu le exportăm. Lemnul de foc să-l considerăm. Eu sunt... Acum ne dăm seama că avem nevoie de lemn? Nu, ne-am dat... Totdeauna am avut nevoie de lemn de foc, dar... Eu am fost în comisia de adoptare a codului silvic, adică în comisia de elaborare a codului silvic, care a fost o lege importantă pentru România. Din partea, eu sunt, cum să zic, pro bono, să zic așa, fără salar, în Consiliul Director al Asociației Producătorilor de Mobilă din România, care are vreo 450 de fabrici și vreo 90.000 de angajați în total, să zicem așa. Și acolo noi am propus unele chestiuni foarte rentabile și foarte importante pentru România, adică lemnul să se vândă sortat, lemnul de instrumente să se vândă la instrumente, lemnul de mobilă să se vândă la mobilă, lemnul de furniri să se vândă pentru furniri, lemnul de construcții să se vândă la construcții și lemnul de foc să se vândă la foc. Ok. Noi am tras o concluzie acolo după niște studii făcute de pe un program european în care niște francezi au câștigat programul și au stabilit creșterea anuală, că noi avem lemn foarte, foarte mult. Numai că nu ne dăm seama pentru că foarte, foarte, foarte mult se fură. Deci creșterea anuală au stabilit-o ei undeva la 50,8 milioane de metri cubi. Atâta crește anual. Deci atâta noi, dacă am exploatat 50,8 milioane de metri cubi, înseamnă că nici nu ar crește pădurea, nici nu ar scădea pădurea. Responsabil, cu rost așa, să-l tăiem, nu? Asta ar fi ideea. Da. Exact. Știți cât exploatăm noi cu acte pe an? 18 milioane de metri cubi. Deci, dintre 18, vi se pare că crește pădurea, crește suprafața? Mie mi se pare că scade. Ok. Deci, chiar dacă n-ar crește, ar rămâne constantă, s-ar fura undeva, după ce
după cum spun ei, după creșterea măsurată de ei, undeva la 32 de milioane de metri cubi pe an. Ce se întâmplă cu lemnul ăsta? Lemnul ăsta e greu să-l folosești în țară. E greu, pentru că trebuie să-l supui unor sisteme de vânzare care, până la urmă, cineva te prinde. Și atunci îl exportă. Îl exportă prin toate formele, îl taie în cherestea, în buștene, îl exportă. Ei, ce am zis noi acolo? Noi am spus acolo, că, și am pus-o în codul silvic, că trebuie să asigurăm o protecție socială cu asigurarea de lemn de foc pentru populația de la țară care nu are alte surse. Noi în România avem gaz, dar n-avem conducte de gaz să ducem gazul la poarta cetățeanului. Exact. Pe de altă parte, pădurea cade pe cei din sate și ei nu-și pot băga lemn pe foc pentru că pădurea e vândută la alții. Și noi am spus așa. 5 milioane de metri cubi să-l facem ca un program de sprijin pentru localitățile, pentru persoanele care au nevoie de a fi ajutate cu lemn de foc. Și în rest, să încercăm să vindem cât mai puțin lemn de foc și să încercăm să echilibrăm nevoile populației. Pentru că, după cum știți, populația de la țară nu este într-o situație financiară deosebită și cu ajutorul ăsta am putea să facem ceva, să se simtă pentru ei. N-ai cum să interzici lemnul de foc. O ținut toată chestia asta care a fost foarte frumoasă și am făcut comisii pentru producătorii de mobilă, inclusiv eu producător de mobilă la vremea aia destul de mare, am făcut comisii pentru ca să atribuim cantitățile necesare producătorilor de mobilă cu lemn sortat pentru mobilă, ca să nu cumpere un producător de mobilă lemn de foc, lemn de tot felul, pentru că nu iese mobila bună. Uh-huh. Și atunci s-a întâmplat chestia asta cu ținut aproape un an. Și era doamna, nu mai știu cum o cheamă, de la Bistrița cu care a lucrat, ministră, o otrăvit-o, pur și simplu. Și a numit un alt ministru tot din zona aia, care o anulat tot. Și-o dat drumul nou, mai și radarul pădurilor l-a anulat. Și-o dat drumul la un furt. Are procese penale, dar până la una alta nu s-a întâmplat nimic cu niciun proces penal. Și noi am distrus industria mobilei. Și pe de altă parte, nu avem lemn de foc. A ajuns lemnul de foc la un preț în România incredibil. De ce? Pentru că îl vinde afară. Și e posibil să fie același lemn care pleacă de la noi, îl ambalează și ne-l trimit? Nu. E acel circuit sau? Lemnul este totuși greu, costă transportul. Nu, îl trimit afară. Austriecii nu își ard lemnul lor, ard lemnul nostru. Corect. Ungurii nu își ard, mă rog, n-au lemn și așa. Lor, și uite așa, noi dăm corect lemn de foc și chinuim populația. E, acum, bănuiesc odată cu războiul, o să ne dăm seama, multe țări au început să-și reglementeze partea de ce se exportă, ce nu se exportă, ce nevoi interne au. Lemnul de foc este o nevoie internă la ora asta, în condițiile în care nu este gaz suficient, nu este petrol suficient, nu este energie suficient, lemnul de foc este o nevoie a noastră. Cerealele sunt o nevoie a noastră. Noi în agricultură, România a fost o țară care trăi foarte bine cu agricultura și au avut și-au plătit datoriile cu agricultura. La ora asta, noi suntem, cred că, singurii din zona Europei care fac deficit pe agricultură. Noi avem un deficit. Numai nu vreau să aprofundați, fiindcă mai aveam o întrebare legată de pădure. Ne oprim puțin și după aceea continuăm cu agricultura, bine? Okay. Mulțumesc! Revenim imediat!